Umplat. Nu mai, nu, eu nu mai plec de aici. Zurelovka, mă primiți? Prezentatorii au fost extraordinari. Corul Rabinușca în aplauzele dumneavoastră, doamnelor. Femeile astea au cântat foarte, foarte bine. Și numărul nostru de Fusion mi se pare că a ieșit cu cea mai bună energie. Fusion-ul a fost un moment, eram ca niște copii de Crăciun. L-am văzut pe Moș Crăciun în față, exact așa era sentimentul. A fost apoteotic. A fost așa o descărcare de talent, de muzică, de tradiție, de folclor, de nou și de vechi în același timp. Câtă energie am pus, nu mai simțeam nici piciorul, că mă doare. Am explodat! Ne-am știut toți pașii, mie era să-mi sar mâna din umăr, că am probleme. N-a contat, în capul meu era, îl pun la loc, dă-l încolo de umăr. A fost așa o bucurie cum nu pot să vă descriu în cuvinte. Doamne, a fost așa o energie. A fost o seară minunată! Să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu sănătate și aveți ce vedea, la poftiți pe la noi! Noapte bună, Jurilovka, vă iubim! Nu puteam să ieșim cu mulțimea, n-avem cum, așa că un domn de aici a avut o idee extraordinară să ne ducă pe o barcă, că aici comunică lacul cu celălalt lac și ajungem în resortul ăsta unde stăm noi. A plecat barcagiu cu noi și acum am zis, acum e momentul să mă răcoresc. Acum eu întreb așa, de ce m-ai stresat atât am azi? De ce m-ai stresat? De ce m-am mai stresat? Palme, 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 dar astea sunt palme de iubire, cred. De ce m-am mai stresat? De ce? Prietenul tău! Prietenul tău! Cine să ia apărarea? Rick. Păi tu mai bine că i-am omorât pe amândoi, că eram amândoi unul peste altul. Nu știu. E adevărat? Un italian, un japonez, mă stresează. M-au rupt. M-au distrus, mi-au luat toată energia aia bună a mea. Vâșnea Mărine. Ce ai făcut? Ai trimis circul Beluci să mă ajute? Da,
pentru că dacă aveai un japonez, am trimis în italian. Ah, bun. Vreau să spun că a avut un număr extraordinar de frumos, dar mi-a dat eroare. Sony mi-a dat eroare cum nu mi-ați dat voi în 6 ani. Deci, meri, da? Ai rămas vreodată în aer? Ia uite, pa! Până la urmă, se închide seara foarte bine. Un început de sezon poftiți pe la noi. Nu cred că am avut atât de bun din prima săptămână. Vă mulțumesc din suflet. Am început, zic eu, cu drept, din toate punctele de vedere. Am avut o echipă atât de sudată, unită, muncitoare și determinată să facă spectacol. Drum bun acasă, să găsiți totul bine, să vă dea Dumnezeu sănătate și vă aștept și în celelalte sezoane. Vă mulțumesc! Bravo! Nea Mărin, te iubesc, te ador ca om, ca tot ce ești tu, extraterestru meu drag. Să fii sănătoși! M-aș bucura să am echipe de genul ăsta. Pentru că oamenii de acasă asta își doresc. Să vadă oameni muncitori și hazlii și care sunt pus pe șotii, dar cred eu că am început bine și m-aș bucura să continuăm așa.